Hei, eu sunt Stefanie Stati, bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, în filmulețul de astăzi vom discuta despre un subiect un pic mai personal. Nu vă imaginați că o să scăpați și că nu o să vorbim despre nicio carte în filmulețul de astăzi, pentru că nu este cazul. Pur și simplu am găsit o chestie foarte interesantă și am vrut să o încerc și eu. Fiind vorba despre acest 30s book tag legat de vârsta de 30 de ani. Eu am împlinit 30 de ani anul trecut, însă la sfârșitul anului, am spus cuvântul an de foarte multe ori, pe 27 decembrie, motiv pentru care de-abia acum, în 2021, pot să spun că îmi exercit vârsta de 30 de ani. Până la împlinirea vârstei de 31, adică de-abia în decembrie, mi-am dat seama că aș vrea să fac un filmuleț în care să vorbesc puțin despre începutul acestei decade, despre schimbarea prefixului, despre ce a însemnat acest lucru pentru mine, nu doar ca să povestesc cu voi și poate mi-ar face foarte mare plăcere să aflu și despre experiențele voastre, ci pentru a păstra amintire și pentru mine peste ani și ani, pentru că trebuie să recunosc că mă uit cu foarte, foarte mare plăcere la filmulețele trecute, la cel în care am discutat despre cununie, la cel în care am discutat despre anxietate și, mă rog, multe alte lucruri pe care eu le-am documentat aici pe YouTube. În orice caz, astăzi vom face o mică prezentare, ca să spun așa, a ceea ce a însemnat pentru mine vârsta de 30 de ani, a ceea ce înseamnă a schimbărilor pe care le-am observat la mine, dar către final, după ce vom discuta puțin despre toate aspectele astea, vom face un mic tag, pentru că mi s-a părut foarte drăguț să leg aceste două subiecte și să vorbim puțin și despre cărți. O să fie un tag un pic mai special, trebuie să recunosc că mi-a făcut foarte mare plăcere să găsesc titlurile, cărțile care se potrivesc acelor întrebări, dar înainte de toate, haideți să discutăm despre schimbările pe care le-am observat eu la mine după ce am împlinit vârsta de 30 de ani, adică în aceste 7, aproape 8 luni de când s-a întâmplat această schimbare. În primul și în primul rând, trebuie să spun că nu m-a speriat deloc faptul că am schimbat prefixul, nu mi se pare că sunt bătrână, nu am nicio problemă în a-mi spune vârsta, mi se pare din contră chiar că este o perioadă extraordinar de frumoasă, cel puțin, nu știu, poate oamenii care au trecut prin mai multe vârste, spun că vârsta pe care o au acum este cea mai frumoasă, așa sunt și eu, mi se pare că vârsta pe care o am acum este cea mai frumoasă. Repet, nu am problema asta că, vai, nu mai am 20 de ani, din contră mă bucur că nu mai am 20 de ani. Cu toții îmbătrânim, Doamne ajută să ajungem, nu știu, la 100. Cred că sunt într-adevăr foarte tânără, cred că am foarte multe lucruri de învățat, dar cu siguranță sunt mai înțeleaptă decât atunci când aveam 20 de ani. Astfel ajungem la prima schimbare pe care am observat-o eu în ultima vreme și anume, bine, trebuie să recunosc că nu este neapărat o schimbare de anul acesta, ci în ultimii ani, că așa după 27-28 te gândești cumva că ai 30 deja. Prima schimbare pe care am observat-o este faptul că nu mai simt nevoia de dramă. Nevoia de dramă pe care o aveam eu în tinerețile mele, ca să mă exprim așa, probabil că survenea de undeva dintr-o combinație de factori, fie că era vorba despre profesia pe care mi-am ales-o și studiile pe care le-am făcut, cred că știți că eu am terminat actoria, dar nu profesez, fie că era vorba și despre faptul că am fost crescută într-o familie foarte vocală, nu neapărat dramatică, dar zic așa că la mine în familie toată lumea este cu vorba, toată lumea este cu poveștile, toată lumea este cu expresiile, cu gesturile. Cred că pe undeva contează și chestia asta, m-a influențat cumva să fiu și eu la fel de, cum să zic, colorată. Nu știu cum să mă exprim, pentru că nu vreau să folosesc cuvântul dramatic. Dar, în ceea ce privește viața mea separat de familie, cumva parcă simțeam nevoia de această dramă, pentru că aveam o gaură pe undeva, îmi lipsea ceva și simțeam nevoia să umplu cu această dramă. Drama nu era neapărat una extraordinar de mare, uneori era doar în mintea mea, nu, de fapt, de cele mai multe ori era doar în mintea mea,
simțeam nevoia să mi-o creez. Și acum mă bucur foarte, foarte tare că nu mai am nevoie de așa ceva. Sunt foarte mulțumită în liniștea mea. Nu simt nevoia să creez, să inventez, nu simt nevoia să mă implic, nu simt nevoia să mă bag în nimic din ceea ce ține de dramă. Suntem mai obosiți odată cu vârsta, motiv pentru care încercăm să ne conservăm energia către lucruri minunate. Cea de-a doua chestie pe care am observat-o odată cu trecerea către partea asta este creșterea stimei și încrederii în sine. Nu excelez la acest subiect, mai am foarte mult de lucrat până când o să ajung, nu știu dacă trebuie să folosesc cuvântul acolo, pentru că nu știu unde este acest acolo, însă trebuie să recunosc că din fericire, Doamne ajută, încep să am și eu mai multă încredere în mine. Aici sunt chestii, bineînțeles, foarte personale și foarte sensibile, cu care nu are rost să vă plictisesc, însă au fost momente în viața mea când simțeam că nu sunt ceea ce ar fi trebuit să fiu, nu sunt ceea ce s-ar fi așteptat cei din jurul meu să fiu, cu siguranță nu eram ceea ce m-aș fi așteptat eu să fiu. Acest lucru începe să se schimbe, începe să lucreze, începe să se cizeleze și chiar încep încetul cu încetul, repet, cu pași mărunți, să am mai multă încredere în mine, să am mai multă stimă de sine, să știu ce vreau, să știu cine sunt, să recunosc, bine, mereu am fost așa în ceea ce privește asumarea și sinceritatea, dar să nu mă simt niciodată vinovată pentru faptul că am anumite păreri, dorințe, principii, și așa mai departe. În cazul în care sunt persoane care nu sunt pe aceeași lungime de undă cu mine, atunci nu am să caut să mă schimb, pur și simplu îmi voi vedea de viața mea așa cum cred că este cel mai bine să facem. Tot legat de acest subiect, observ că începe să îmi pese din ce în ce mai puțin de opiniile celorlalți. O chestie care mi se pare absolut fenomenală. Nu pot să neg, am avut din totdeauna treaba asta, nu mi-a plăcut niciodată faptul că ești, spre exemplu, în mediul rural extraordinar de expus, că toată lumea cunoaște tot ce faci, că este foarte curioasă, că vrea să știe și că tu, știind cât ești de expus, trebuie tot timpul să te să ai grijă cum te porți, să ai grijă ce zici, să ai grijă ce faci, chiar dacă nu este neapărat în concordanță cu personalitatea ta. Nu pot să zic că mi-a păsat prea mult de ce se spunea despre mine, însă în acest moment trebuie să recunosc că nu-mi pasă absolut deloc. Fiecare dintre noi, una la mână, facem greșeli, nu este nimeni perfect. Fiecare trebuie să-și vadă de viața lui, iar eu încerc din răsputeri să fac același lucru când vine vorba despre ceilalți, dacă și ei vor să facă la fel când vine vorba despre mine, treaba lor, repet, mă detașez complet. Aici este o mică parte dureroasă pe care am observat-o după o anumită vârstă, dar repet, nu mă refer ca și cum sunt bătrână, mă refer ca și cum am trecut la 30 de ani, acum am schimbat prefixul. Îți legi mai greu prietenii. Una la mână, eu nu ies din casă, mi-e foarte greu să-mi fac prieteni noi, ținând cont de faptul că nu ies din casă, nu că simt neapărat nevoia, pentru că am acei câțiva prieteni în care am foarte mare încredere și sunt foarte norocoasă că i-am alături de mine, însă am observat așa ca și concept faptul că legi prietenii mai greu, să nu mai spunem de faptul că te vezi mai rar cu prietenii. Chestia asta se întâmplă din mai multe motive, fie că apar soții, fie că apar copiii, fie că apar treburi, foarte, foarte multe treburi, timpul s-a comprimat și așa mai departe. Desigur, eu încă nu sunt în situația aia în care să am copii și să nu îmi permit să mă văd cu prietenii mai deloc. Din fericire, sunt foarte bine la acest capitol. Sunt conștientă că nu o fac cum o făceam înainte, adică, mă rog, în fiecare zi sau de mai multe ori pe săptămână, dar sunt foarte mulțumită și așa, pentru că de fiecare dată când ne revedem este totul absolut minunat și sunt foarte, foarte mândră și foarte fericită cu grupul meu de prieteni. Și ultimul lucru despre care voiam să vă povestesc și pe care voiam să-l
documentez în acest filmuleț este faptul că în ultima vreme sunt mai calmă. Sunt foarte, foarte calmă. Înainte, nu pot să spun că eram o persoană impulsivă, pentru că nu am fost niciodată. Tocmai pentru că n-am avut acea încredere în mine care să mă facă să fiu impulsivă, violentă, mă rog, verbal, nu neapărat fizic. Ci pur și simplu mă enervam. Mă enervam foarte, foarte tare, se vedea pe fața mea, băgam privirea de ucigaș și toată chestia asta mă consuma foarte, foarte tare. Iată că am observat că în ultima vreme nu mai există această situație. Mă enervez mult mai greu, încerc să privesc lucrurile cu mult mai mult optimism, încerc să privesc lucrurile cu, cu bucurie, cu umor și eu cred că îmi iese, pentru că de ceva vreme încoace repede, fiecare dată când este o situație din asta tensionată, nu mă mai enervez și încerc să trec peste într-un mod rațional. Nu pot să spun că mi iese mereu, dar am observat că de cele mai multe ori chiar funcționează chestia asta. Concluzia este, da, îmi place foarte mult să am vârsta pe care o am, mă simt mult mai bine, mă simt mult mai înțeleaptă, simt că principiile mele sunt mai clare ca niciodată, știu ce vreau, știu ce-mi doresc, lucrurile pe care vreau să le demonstrez, mi le voi demonstra doar mie, iar acum, pentru că am ajuns deja într-o zonă din asta prea serioasă, haideți să trecem la book tag, la 30-year-old book tag, nu știu cum se numește, 30 book tag, ceva de genul ăsta, o să vedeți oricum din titlu. Sunt câteva întrebări legate de această vârstă și despre experiența de până acum ca cititor. V-am zis eu că nu scăpați cu cărțile. Prima întrebare. O carte a cărui personaj principal are peste 30 de ani. Bineînțeles că a trebuit să stau să mă gândesc puțin, dar pentru această întrebare am ales Mireasa Hoțomană de Margaret Atwood. V-am mai povestit despre ea, este prima mea experiență cu Margaret Atwood. Nu am citit Povestea slujitoarei, nu am citit Testamentele pentru că am văzut serialul și nu mai place să citesc cartea după aia. Chiar dacă am înțeles că nu are legătură, poate peste an și an vom vedea. Motivul pentru care am ales această carte este legat de cele patru personaje principale, ca să spun așa, care au toate peste 30 de ani, deși se povestește și de când erau ele mai mici și de când sunt ele la vârsta de peste 40, cred că. Și îmi place fix chestia asta, exact despre ceea ce vorbeam eu acum. Diferența și maturizarea și dezvoltarea lor psihică, intelectuală, fizică, financiară, comparația dintre vârsta de 20 de ani și vârsta de peste 30 și, mă rog, în cazul lor, peste 40. Chestia asta mi s-a părut foarte relevantă în acest caz, motiv pentru care am ales Mireasa Hoțomană. În cazul în care aș citi cartea, știi despre ce este vorba. Este vorba despre trei prietene care aleg să se răzbune pe cea de-a patra prietenă pe care o credeau moartă, dar care, iată, a apărut după 5 ani hop-top într-un restaurant și această, cea de-a patra prietenă, le-a distrus viața, le-a luat pe rând și le-a făcut-o bine de tot. Practic, oameni din ăștia disfuncționali nu ne dorim în viața noastră la nicio vârstă. Next. Numește o carte care reprezintă ceea ce erai tu când erai mai tânără. Glumesc, nu? Am luat-o special ca să fac gluma asta. Am ales o carte care să reprezinte metaforic, bineînțeles, ceea ce eram eu când eram mai tânără și anume O zi din viața lui Ivan Denisovici, scrisă de Alexandru Solzhenitsyn. Dorind să reprezint, repet, metaforic, propriul meu lagăr în care m-am simțit captivă ani de zile, legat de tărtăcuță, știți voi povestea, și mi s-a părut cumva că s-ar potrivi să povestesc despre un tip care era închis într-un lagăr din Siberia. Eu eram, repet, captivă în propriul meu lagăr din Siberia. Din fericire, nu mai sunt acolo, motiv pentru care pot să glumesc. Numește o carte care reprezintă cine ești acum. Tot metaforic și dacă tot ne-am dus în zona aia, am ales
Zuleia deschide ochii. Eu tot i-am zis Zuleiha, tot în toate numele, numai Zuleia nu i-am zis. De Guzelia Hina, este o carte despre care v-am mai povestit, a fost absolut fenomenală. Mi se pare că am deschis și eu ochii. În această carte este vorba despre o tânără care reușește să își trăiască viața, dar abia în momentul când ajunge în alt lagăr din Siberia. Nu știu, acum îmi dau seama cum s-au potrivit. Sincer, mi se pare absolut fenomenal. Vedeți? Vă spuneam eu cum lucrează creierul. Dar ea de-abia atunci s-a putut desfășura cu adevărat. Pentru că înainte era captivă într-o căsnicie nefericită, unde nu avea dreptul practic nici măcar să vorbească. Iar după ce a ajuns acolo, a descoperit-o cu tot o altă viață. Așa mă gândesc și eu că la un moment dat în viața noastră se deschid cumva niște porți, chiar dacă nouă ni se pare că e mai rău sau habar n-am, și descoperim că de fapt și de drept este mult, mult, mult mai bine. Tocmai de-aia am ales Zuleia deschide ochii. Next! Numește o carte care reprezintă ceva ce nu s-a schimbat la tine. Pentru această întrebare am ales Bastarda Istanbulului, scrisă de Elif Shafak, pentru a menționa că nu s-a schimbat absolut nimic în ceea ce privește principiile mele legate de femei, de feminism, de mișcarea feministă și de tot ce înseamnă partea asta, de toate nedreptățile care ni se fac, care ni s-au făcut și care ni se vor mai face. Tocmai de-aia am ales această carte pentru că a fost, cum să zic, pentru mine o poveste pe care nu o să o uit niciodată. Mi-a plăcut la nebunie să o citesc și trebuie să spun că mi-aș dori atât de mult vreodată să gust și eu din acel desert așure despre care se vorbește aici. Dacă ați fost în Turcia și ați gustat vreodată și a fost delicios sau nu, vă rog frumos să-mi spuneți și mie în comentarii. Dar da, aceasta este cartea pe care am ales-o în spiritul tuturor femeilor. Numește una dintre cărțile clasice preferate. Dacă vă vine să credeți, uitasem despre această carte, sper că intră la zona asta de clasice, fiind vorba despre Dama cu camelii de Alexandru Dumas, Fiul. Este o carte pe care am împrumutat-o de la prietena mea, Raluca, și pe care i-am spus de atunci că nu i-o mai dau înapoi. Raluca, nu știu dacă mai ții minte chestia asta, dar să știi că asta e cartea ta, mă rog, acum oarecum a devenit a mea, pentru că este deja de foarte mulți ani la mine. Am anunțat că nu i-o mai dau înapoi și a fost de acord. Deci, practic, hai să spunem că a fost un cadou. Este o carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult și despre care o să mai vorbesc într-un filmuleț viitor, pentru că am un plan. Știu că am ajuns un creator din ăla de conținut enervant care spune vai ce urmează, vai ce v-am pregătit, vai ce nu știu ce. Știu, foarte enervant, dar n-am putut să mă abțin. Ultima întrebare mi s-a părut foarte interesantă. Spunea să numesc o carte pe care am citit-o sau pe care mi-aș dori să o citesc, publicată în anul nașterii mele. Anul nașterii mele este 1990. Din păcate, nu am citit nicio carte care s-a publicat în acel an, cel puțin în România, fiind un an de tranziție de la Revoluție încoace. Cu siguranță că lucrurile au fost super dubioase, dar, ce să vedeți, am descoperit că în 1990 s-a publicat Jurassic Park, scrisă de Michael Crichton, și s-a publicat la 20 noiembrie 1990, cu o lună înainte să mă nasc eu. Mi se pare foarte interesant, nu am citit cartea, am văzut filmul, dar poate că vreodată o să ajung acolo, mai ales acum că am format această legătură de avem aceeași vârstă, ca să spun așa. Dragilor, acesta a fost filmulețul de astăzi. Știu că a fost ceva nou, dar sper din suflet că v-a plăcut. Aștept părerile voastre în comentarii, aștept să-mi spuneți ce părere aveți voi despre vârsta voastră și cum vă simțiți voi la vârsta voastră. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine. Să aveți o zi super, super bună. Ne vedem data viitoare. Pupi, pa!